Evanghelia după Luca, capitolul 1, începând cu versetul 39. Spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Și acum ascultați cât de important este să fii sub inspirație divină și să rostești sub inspirație divină. Să știți că uneori când noi spunem să vă binecuvântați unii pe alții, noi avem credința că ei sunt oameni neprihăniți, care trăiesc sub inspirație divină. Sunt oameni care ne pot acoperi negativ spiritual și sunt oameni care ne pot acoperi pozitiv spiritual. Noi ne acoperim unii pe alții. În momentul în care aducem cuvintele morții, ale dezastrului, stingem orizontul oamenilor. Dar în momentul în care aducem cuvântul vieții, binecuvântăm viața oamenilor. Și ascultați, aveți un obicei când intrați în casa Domnului și în casele oamenilor. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei, spune cuvântul Domnului. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. I-a strigat cu glas tare, a fost cuprinsă de bucurie, de euforie. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile au fost vestite din partea Domnului, pentru că lucrurile care au fost vestite din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeul Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt. Și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului său Israel, căci a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă așezați. Dragilor, e o bucurie deosebită și toți cei care cunosc profunzimea închinării, cred că simt același lucru. Să fii la închinare în prezența lui Dumnezeu cu cei răscumpărați este unul dintre cele mai mari privilegii pe care le au oamenii pe pământ. Să știți că atunci când Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a creat pentru măreție. Dumnezeu ne-a creat pentru scopurile sale înalte. Dumnezeu ne-a creat să atingem potențialul maxim al existenței noastre. Dumnezeu ne-a creat ca să stabilim o relație cu El și în cadrul relației cu El să gustăm și să experimentăm, pentru că spun oamenii lui Dumnezeu: gustați și vedeți ce bun este Domnul. În cadrul relației cu El să experimentăm cele mai frumoase experiențe de viață, cele mai înalte experiențe de viață, cele mai nobile experiențe de viață, cele mai profunde experiențe de viață. Numai uitându-ne în jurul nostru, constatăm câtă sărăcie, cât banal, câte destine lipsite de orizont, de perspectivă, câți oameni care trăiesc în existența lor undeva la nivelul mediu și submediu, într-o zonă de mediocritate, într-o zonă lipsită de slava lui Dumnezeu, lipsită de dragostea lui Dumnezeu, lipsită de puterea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte ce orizont întunecat
cuprindea viața noastră când noi umblam departe de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte cât de tristă era viața noastră și încărcată de poveri, de dificultăți, de obstacole pe care nu le puteam trece, pe care nu le puteam parcurge în viața noastră. Păcatul este factorul principal care pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și blochează orizontul existenței noastre. Păcatul ridică un zid mai înalt decât zidul chinezesc. Păcatul ridică un zid mai înalt decât zidul Berlinului. Păcatul ridică un zid mai înalt decât zidurile pe care le ridicăm noi între vecini ca să nu vadă, să avem parte de intimitate. Păcatul a blocat orizontul nostru și apoi toată viața noastră a fost consumată într-o zonă a banalului, a nimicului, a lucrurilor nesemnificative. Lucruri care nu trezesc interes, lucruri care nu trezesc în noi spiritul acela nobil, înalt, profund, spiritual. Uitați-vă, dragilor, cum își încheie viața foarte mulți oameni într-un mod trist și dramatic, consumați de păcat, lipsiți de orice orizont. Și-au învârtit toată existența în jurul paharului. Și-au învârtit toată existența în jurul dependențelor. Și-au învârtit toată existența în jurul păcatelor și-au fost consumați de păcate. Au fost ruinați de păcate. Distruși în aspect fizic și spiritual, în destinul și în existența lor, de păcatele cumplite pe care le-au experimentat în viață. Vedem oameni mutilați în aspectul fizic de păcat, de dependențe, de vicii, de dorințe carnale. Oameni care trăiesc viața în cel mai slab mod posibil. În cel mai dezastruos mod posibil. Dragilor, dacă n-ar fi venit Hristos, zidul ar fi rămas la locul lui. Despărțirea dintre noi și Dumnezeu ar fi fost semnificativă. Ar fi marcat viața noastră de ruină, de distrugere, de tristețe, de amărăciune. Am fi încercat în zbaterile noastre să atingem ceva culmi înalte, dar fără nicio putere de a le realiza. Uitați-vă la oameni și la modul în care își trăiesc viața. Uitați-vă la modul în care compun. Uitați-vă la modul în care creează scenarii. Toate aceste scenarii, toate aceste rime se învârt în jurul plăcerii, în jurul păcatului, în jurul distracției și toate sunt într-o zonă nesemnificativă de realizare în viața noastră. Când Dumnezeu a creat omul, a stabilit niște coordonate spirituale ca viața lui să fie ridicată la înălțimi. Sufletul lui să guste din abundență puterea Duhului Sfânt, fără de care viața noastră este slabă și sărăcăcioasă. Prezența lui Dumnezeu umple orizontul nostru. Prezența lui Dumnezeu, dragilor, deschide cel mai puternic orizont în viața noastră. Prezența lui Dumnezeu aduce nobilul și arta frumoasă în viața noastră. Fără prezența lui Dumnezeu, nu suntem decât niște oameni care bâșbâim în existența noastră. Ne zbatem și nu reușim, eșuăm și eșuăm lamentabil. Și din nefericire foarte mulți oameni își încheie existența, destinul lor, viața lor spirituală într-un mod trist. Consumați de cele mai cumplite păcate, ruinați de cele mai cumplite păcate, distruși de cele mai cumplite păcate. Și ce este mai rău, dragilor, este faptul că un om care consumă păcatul va consuma nobilul și din cei de lângă el. Un tată care își neacă amarul în alcool, un tată care dezvoltă o patimă și un viciu, va consuma viața familiei sale, va ruina viața familiei sale, va trage pe toți membrii familiei sale în patimă, în viciu, în dependență. Va cheltui sănătatea, va cheltui timpul, conștiința va fi consumată de păcatul respectiv și ca o gaură neagră care absoarbe, trage tot ce este frumos în patima respectivă, în distrugerea respectivă. Dar ce frumos, dragilor, că pe pământul nostru există și artă frumoasă.
Și să știți că cea mai frumoasă artă este arta pe care o face Dumnezeu. El este cel care are potențialul, care are puterea să pună mâna pe un vas spart și să-l aducă din nou împreună și să creeze artă deosebită. El este cel care poate ridica sufletul omului din noroi, din prăbușire, din dezastru, din limitarea sa și să-l ducă pe înălțimi, să-l încarce de experiențe spirituale deosebite, pulsante, extraordinare. Dumnezeu este autorul celor mai frumoase destine, celor mai frumoase povești de viață, celor mai frumoase imnuri și cântări de laudă la adresa Lui. În timp ce oamenii își neacă destinul la mal, acolo în mocirla păcatului, Dumnezeu a trezit oamenii în care a turnat Duhul lui cel Sfânt și de acolo s-a născut o explozie de imnuri de laudă la adresa lui Dumnezeu și cele mai frumoase imnuri care au schimbat istoria în totalitate, care au schimbat muzica în totalitate, care au schimbat versurile în totalitate, arta în totalitate, poezia în totalitate, pentru că Duhul Sfânt naște cea mai frumoasă declarație de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și dragilor, dați-mi voie să vă spun, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi suntem în dimineața aceasta o declarație publică de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că noi vorbim zilnic cu oamenilor din jurul nostru. Când am fost departe de Dumnezeu, oamenii ne-au văzut cum am trăit. Au văzut că eram blocați în orizontul nostru, că zidul de despărțire și dintre noi și Dumnezeu ne afecta cumplit viața. Dar au mai văzut că așa cum a fost dărâmat zidul Berlinului în 1989, așa a fost dărâmat și zidul păcatului din viața noastră și între noi și Dumnezeu s-a făcut cale liberă. Binecuvântat să fie numele Lui. Și de atunci noi, fiecare persoană individuală, am devenit o declarație de laudă la adresa lui Dumnezeu. O declarație publică de laudă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că oamenii văd măreția lui Dumnezeu, văd puterea lui Dumnezeu prin care El a transformat viața noastră. Prin care El a ridicat viața noastră. Altădată cântam cântecele lumii. Altădată ridicam și noi paharul lumii. Și ciocneam zâmbind, dar în sufletul nostru era tragedie și moarte. Altădată aveam mișcările lumii, petrecerile lumii. Și oamenii au rămas curioși când au văzut că ne-am schimbat destinul, că ne-am schimbat traiectoria. La fel ca și magic, am luat-o pe un alt drum. Oamenii s-au uitat la noi și în prima instanță au zis: oamenii sunt rătăciți, sunt pierduți, sunt privați de orice bucurie a vieții, zic ei, când de fapt noi suntem, dragilor, beneficiarii a celor mai înalte bucurii ale vieții pe care le produce Duhul Sfânt. Nu paharul îți dă bucuria, nu distracția îți dă bucuria. Vă spune unul care a 10 ani din viața lui și a cheltuit-o pe cele mai nenorocite petreceri. Nu paharul, paharul te amețește și îți ruinează viața în totalitate. Nu distracția și divertismentul, pentru că a doua zi dimineață mă trezeam împovărat, cu o conștiință încărcată de vinovăție, singur, trist, fără bani și fără orizont în viață. Creștinii nu sunt privați de bucuriile vieții. V-ați privat viața de bucuriile vieții. V-ați dus pe calea îngustă unde nu există nicio bucurie. Ia uitați-vă în stânga cât divertisment, câte plăceri. Ia uitați-vă în dreapta câte ispite și ademeniri. Și creștinul rămâne concentrat pe cale și le spune și celor din stânga, le spune și celor din dreapta: ia uitați câte bucurii sunt pe calea vieții care este Hristos. Bucurii nobile, bucurii curate, bucurii care înalță viața noastră și aduce grad înalt de satisfacție care nu poate fi în trecut. Pentru că pot să spun în dimineața aceasta și să repet, în calitate de sportiv am fost pe podium. Și să nu subestimați realizarea unui sportiv care a muncit mult. Este un grad înalt de satisfacție. Dar nu poate fi egalat momentul în care am căzut pe genunchi la picioarele Domnului Hristos și Duhul lui Dumnezeu a ridicat viața mea, a nobilat viața mea.
A dus satisfacție și împlinire vieții mele. Și am găsit fericirea supremă care se află doar în Dumnezeu. Doar în Dumnezeu. Și doar în Dumnezeu. Dragilor, succesul adevărat, știți care este? Nu poziția pe care o ocupăm, nu cariera pe care o avem, nu banii pe care îi câștigăm, nu relațiile pe care le dobândim în viață. Succesul adevărat nu ține de faimă și de popularitate. Succesul adevărat este acela când îți închei viața și Dumnezeu îți spune: vino, rob bun și credincios. Acesta este cel mai mare succes. Aceasta este cea mai mare realizare posibilă în existența noastră. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze. Dragilor, în dimineața aceasta luăm 7 lucruri, 7 elemente fundamentale pe care ne clădim viața. Uitându-ne la cântarea Mariei. 7 elemente, 7 lucruri fundamentale dacă vrem ca viața noastră să fie o declarație publică de laudă la adresa lui Dumnezeu. Dacă vrem ca viața noastră să fie încărcată de nobil, de satisfacție, de grandios, de extraordinar. Vedeți? În prag de sărbătoare se stabilesc concerte, se stabilesc petreceri, se invită pe sume mari, cântăreți, cântărețe, muzică populară, muzică doine, muzică românească, Hrușcă, unii alții. Hrușcă chiar cântă frumos, să știți că am crescut cu colindele lui Hrușcă și majoritatea vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Dar se creează spectacole, se cheltuiesc o mulțime de bani, se aduc interpreți care cântă să le atingă orgoliu, să le atingă și să le satisfacă dorințele carnale, din nefericire. Să știți că pe de altă parte sunt colinde care vorbesc despre Hristosul culturii românești, dar nu despre Hristosul Bibliei, a cuvântului lui Dumnezeu. Pentru numele lui Dumnezeu, românii trebuie să facă distinția între Hristosul culturii și al tradițiilor românești și Hristosul Bibliei, care este Dumnezeu. O mare greșeală fundamentală a lui Dostoievski era că el făcea confuzia aceasta între Hristosul culturii, care era asemănat de multe ori cu țarul rusesc, și între Hristosul Bibliei. Românii trebuie să se scuture de tradiții, de obiceiuri, să renunțe la Hristosul culturii românești și să se adapteze la Hristosul Bibliei, la Hristosul Scripturii, care este Domn și care transformă viața noastră integral. Binecuvântat să fie Domnul. Dragilor, uitându-ne în acest text, vedem că se cântă foarte mult, foarte mult. Elisabeta continuă, Maria, și vedeți, mișcarea spontană a Duhului Sfânt este închinarea. Mișcarea spontană a Duhului Sfânt este cântecul de laudă. Nu este amărăciunea, nu este tristețea, da, ne pocăim, dar după ce ne pocăim și ne mărturisim păcatele, ia, mișcă Duhul nostru, sufletul nostru, spre cântare, spre laudă la adresa lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să aduc primul element de bază, lucru fundamental pentru viața unui om care vrea să-și ridice existența de acolo, din mocirla păcatului și a distrugerii, și să o așeze pe înălțim. Primul lucru, dragilor, este credința. Este credința pe care o găsim la Maria. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: ferice de aceea care a crezut. Ferice de aceea care a crezut. Maria a scris magnificatul, a scris grandiosul, a reușit înaltul, nobilul. Știți de ce? Pentru că a avut credință întâi de toate. Lipsa de credință ne duce în zona aceea de mocirlă, de întuneric, de păcat, de distrugere, de moarte. Cântăm de jale, cântăm de disperare, cântăm de întuneric, cântăm de pahar. Credința ne duce într-o altă zonă. Cântăm despre un Dumnezeu puternic. Cântăm despre iertare, cântăm despre dragoste, cântăm despre restaurare, cântăm despre bucurie, cântăm despre Iisus Hristos care s-a născut în Iesle. Credința ne așează diametral opus față de necredința, care ruinează viața și care cuprinde viața celor mai multor oameni. Dragilor, primul element pe care construim viața noastră este credința.
Fecioara Maria a avut credință. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Sărbătoarea aceasta și viața creștinului, toate acestea trebuie să fie caracterizate de credință. Suntem mișcați de credință când venim la adunare. Compunem mișcați de credință, vorbim mișcați de credință, rostim binecuvântări mișcați de credință, ne salutăm cu credință, ne îmbrățișăm cu credință, venim tot anul la biserică pentru că avem credință în Dumnezeu. Fără credință ne întoarcem la pahar, ne întoarcem la o viață sărăcăcioasă. Spunea Pavel, dacă nu credem că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți, dacă nu manifestăm credință în învierea Domnului Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Și el nu vorbește ca formă de insultă. Suntem nenorociți pentru că ne nenorocim viața fără credință. Avem noi credință în dimineața aceasta? Doamne, mărește credința, Doamne. Mărește credința poporului tău, mărește credința bisericii tale. Primul element fundamental pe care ne clădim viața este credința. Necredința este aici, care vede întunericul, dezastru, moartea și acolo ne duce. Credința este aici, care ce vede? Că în Ieslea din Betleem, dintr-o fecioară curată, s-a născut Iisus Hristos. A venit în lumea noastră, a murit pe lemnul crucii, El iartă păcatele noastre, ne dă speranță, restaurează viața noastră și ridică viața noastră la grad de excelență. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Dragilor, să avem credință în Dumnezeu. Fără credință compunem slab, vorbim slab, trăim slab, relaționăm slab, avem familii slabe. În schimb, credința ridică și ridică și ridică și înalță și crește și aduce din abundență prezența lui Dumnezeu peste niște oameni limitați, dar chemați de Dumnezeu spre o traiectorie înaltă și binecuvântată. Vrem să avem credință, Doamne. Vedeți, dragilor, am spus de atâtea ori și o repet în dimineața aceasta. Credința este o forță fantastică. Vorbeam cu un fost colonel, un fost, iertați-mi expresia, un om, fost om al securității, ca să nu-i zic securist, să fie ca o formă de jignire, de care mă temeam când eram copil. Și Dumnezeu spune în Cântarea Mariei că răstoarnă pe cei mari. Îi răstoarnă pe cei mari. Și aduce uneori față în față cu cei care aparent sunt mici și privați de bucuriile vieții. Și într-o competiție, stând cu omul acesta în aceeași cameră, fost colonel, un om puternic, un bărbat înalt, tremurau toți înaintea lui, era în pragul plecării de pe pământ. Dumnezeu ne-a adus pe amândoi împreună, arbitri la o competiție. Și eu n-am mai apucat să sun, că eram prieten cu cel de la federație, să-i zic să mă pună cu unul mai tânăr în cameră. Și m-au așezat ei cum au vrut, dar toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și când am ajuns, am văzut că sunt cu domnul respectiv. Zic, aoleu, nu-i nimic, nicio problemă. Am intrat în cameră cu dânsul și l-am văzut în prima noapte că nu doarme, că e frământat. L-am văzut că e trist, l-am văzut că e apăsat și am început să vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Și l-am văzut cum prinde viață, l-am văzut cum este animat de credință, l-am văzut cum începe să fie mai stabil, mai liniștit. Un ateu convins pe tot parcursul vieții lui a început să fie mișcat de credință în pragul morții. Și îmi zice, ce mai face prietenul tău Mircea Zamfir? Că l-a antrenase pe Mircea Zamfir, care a fost cu noi aseară la colinde și s-a pocăit și el. Zice, m-am bucurat de convertirea lui și de convertirea ta. M-am uitat la voi și am ajuns la concluzia că este deosebit de importantă credința. Că este deosebit de importantă credința. Maria este caracterizată de credință. Ferice de aceea care a crezut. Credem noi că Dumnezeu mai lucrează? Amin. Credem noi că Dumnezeu mai împlinește? Amin. Chiar și în așteptare, chiar și în vale, chiar și în boală, chiar și în necaz, chiar și cu lacrimile pe obraz, vom continua să credem că Dumnezeu lucrează.
Pentru că o să ajungem la nivelul acela în care se va spune și despre noi. Ferice de acela care a crezut, pentru că lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Se vor împlini. Apoi, dragilor, mergem mai departe spre al doilea element important pe care îl găsim în viața Mariei, care demonstrează cea mai puternică declarație de laudă. Este cunoașterea spirituală. Este cunoașterea spirituală. Este cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Este cunoașterea scripturilor, fără de care noi bâșbâim. Ne luăm după Hristosul culturii. Ne luăm după partide care se prefac a fi creștine, naționaliste, patriote și suntem înșelați. Fără o cunoaștere clară a fundamentelor, a doctrinei, a cuvântului lui Dumnezeu, vom fi înșelați în destinul nostru. Vom fi conduși de alții în destinul nostru. Vom diviniza persoane și oameni, partide și instituții, în loc să-L divinizăm pe Hristos. Ce spuneți dumneavoastră că fără cunoaștere spirituală deosebită, că cine nu practică cuvântul lui Dumnezeu, el va fi un creștin cu destinul să nu-i spun cum? Ce spuneți dumneavoastră că în ascensiunea lui Hitler 80% din evanghelici l-au votat? Pe cel care a produs holocaustul și a omorât evrei, 6 milioane de evrei, și a pornit un război împotriva tuturor oamenilor. Pentru că a venit cu un discurs naționalist, patriot, cu aspecte de credință pe centurile de uniformelor militare ale soldaților SS, scrie acolo Gott mit uns, Dumnezeu este cu noi, în nebunia lui. Pentru că a impus moralitatea, cum fac și unii prin scandal, și suntem derutați și gata să punem ștampila pe ei. Pentru că nu avem cunoaștere spirituală. Pentru că nu cunoaștem Hristosul Scripturii și ne ducem spre un Hristos al culturii. Dragilor, Maria avea cunoștințe spirituale deosebite. Extraordinare. Să știți, cântarea Mariei este comparată deseori cu cântarea Anei, care a fost o rugăciune de mulțumire pentru Samuel. Am mai spus lucrul acesta și în alte momente când am vorbit despre Maria. Dar să știți că această cântare respiră de credință, respiră de bucurie, respiră de adorare. Dacă vreți, este o reflexie, o expunere înaltă a concepției sale despre Dumnezeu. Despre Dumnezeul Scripturilor, nu despre Dumnezeul culturii, nu despre Hristosul tradițiilor și a obiceiurilor. Vedem aici o concepție înaltă despre Dumnezeu. O fată tânără care cunoaște un Dumnezeu etern. Este plină de cuvântul lui Dumnezeu. Cum spuneam și altă dată, pentru că femeia aceasta era construită, clădită pe credință. Trăia într-o cultură și atmosferă biblică. Uitați-vă câte pasaje din Scripturi găsim aici în cântarea Mariei, câte versete memorate, preluate de Duhul Sfânt și puse pe note în așa fel încât s-a născut cea mai frumoasă cântare, cântarea Mariei, Magnificatul. Dragilor, creștinii trebuie să aibă cunoaștere spirituală. Creștinii trebuie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Creștinii trebuie să proclame pe Hristosul Scripturii, nu pe Hristosul culturii, adaptat la tradiții, la obiceiuri. Când unul dintre preoții de seamă ai României au spus că Moș Crăciun îl reprezintă pe Dumnezeu.
care dă daruri generoase oamenilor. Și vorbea și pe un ton atât de plăcut, că mai să crezi că Moș Crăciun este Dumnezeu. Și pentru că oamenii au o concepție slabă despre Dumnezeu, pentru că n-au cunoaștere spirituală, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, nu-L cunosc pe Hristosul Scripturii, ei merg după Hristosul Culturii. Și Hristosul Culturii, știți ce zice? Nu-i nicio problemă dacă voi de Crăciun mergeți și beți și mâncați și vă distrați și vă destrăbălați și vă distrugeți familiile. Nu-i nicio problemă. Hristosul Scripturii spune, este o problemă dacă faceți treaba aceasta. Hristosul Scripturii spune, schimbați-vă, transformați-vă, prefaceți-vă prin înnoirea minții voastre, dobândiți cunoaștere spirituală și respectați-L pe Hristosul Scripturii. Cine-mi zice Tată, trebuie să-mi dea cinstea de Tată. Cine-mi zice Doamne, Doamne, trebuie să-mi dea cinstea de Domn. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi, dragilor, mergem mai departe în dimineața aceasta și constatăm că dincolo de credință și de cunoaștere, să știți că sunt pași elementari pe care îi parcurge fiecare creștin. Bucuria noastră este înnecată de evenimente, este înnecată și de sărbătorile frumoase uneori, pentru că ne aglomerăm cu multe lucruri pe care trebuie să le facem. Bucuria noastră dispare, ne fuge printre degete. Bucuria noastră și mulțumirea noastră este afectată întotdeauna de ce vedem, de rapiditatea lucrurilor care apar, lucruri noi care tot apar și dintr-o dată ne-am săturat de haina aia scumpă pe care am cumpărat-o. Ne-am săturat de pantofii respectivi. Și se uită tinerele la vedete care și-au cumpărat. Am 300 de perechi de pantofi, dar chiar nu mă interesează treaba asta. Că ai 300 de perechi de pantofi, chiar nu mă interesează treaba asta. Că unii n-au picioare. Mulțumirea noastră nu trebuie să fie ancorată în lucrurile materiale pe care le dobândim. Mulțumirea noastră trebuie să fie ancorată în credință și în cunoașterea Scripturilor. Pentru că nu există binecuvântare în viața noastră fără mulțumire. Știți ce spune Maria? Sufletul meu mărește pe Domnul. Sufletul meu mărește pe Domnul. Cum e sufletul dumneavoastră în dimineața aceasta, dragilor? Mărește pe Domnul. Majoritatea dintre noi avem datorii. Majoritatea dintre noi avem probleme. Majoritatea dintre noi uneori slujim cu un cuțit în inimă, așa. Ba de o vorbă, ba de o situație, ba de o bârfă, ba de o ocară, ba diavolul încearcă și tot ne bagă câte un cuțit, așa. Dar în ciuda cuțitelor pe care diavolul le înfige în inima noastră, în ciuda vorbelor de ocară, sufletul nostru mărește pe Domnul. Pentru că nu există binecuvântare fără mulțumire. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Pentru că fiecare cuțit pe care îl bag acolo mă face mai smerit. Mă face mai bun. Mă face mai asemănător cu Hristos, pentru că toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe Iisus Hristos. Și acum o să ziceți, frate Alin, tu ne vorbești despre haine, despre una alta și ce sacou ai tu pe tine. E, vă spun acum ce sacou am. A venit nepoata mea, Andreea, în București și a trebuit să o duc la o clinică. Și am dus-o la o clinică și acolo, lângă clinica respectivă, era un second hand. M-am uitat în stânga, în dreapta, mai eram îmbrăcat și în echipament sportiv. Am văzut că nu mă vede nimic, am coborât repede în magazin. M-am dus, mă făceam că mă uit pe acolo. M-am dus și am văzut sacoul ăsta acolo pe un numeraș. Eu greu îmi găsesc sacouri. Eu n-am mai modificat deloc sacoul ăsta. Toate hainele pe care mi le cumpăr, de exemplu, dacă dau 100 de lei pe un sacou, eu mai dau 150 de lei ca să mi-l modifice. Domnul să binecuvinteze o soră că m-a ajutat anul ăsta să scap mai ieftin. Domnul să-i răsplătească. Dar când m-am dus acolo, m-am uitat pe raft și când m-am uitat, 15 lei. M-am zis, Doamne, da. 150 de lei, o fi uitat un zero? M-am uitat mai bine, l-am luat pe mine,
Zic, mamă, fii atent că-mi vine la fix ăsta. Deja tremuram cu el în mână. M-am zis la Doamne, 15 lei costă? Da, Doamne, 15 lei. Aleluia. Am ieșit din... Uite, e frumos, nu? Slavă Domnului! Vedeți, dragilor, Biblia spune să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei și au fost nimiciți de nimicitorul. Pentru că viața Mariei era străbătută de un duc de adorație și recunoștință smerită prin care l-a proslăvit pe Dumnezeu puterea, sfințenia și îndurarea lui. Apoi, ce mai învățăm de la Maria în dimineața aceasta? Vedeți? Pentru frații noștri ortodoxi e bine să se fundamenteze foarte bine în Scripturi. Se ancoreze în cuvântul curat al lui Dumnezeu. Cu tot respectul pentru ei. Am spus frații noștri ortodoxi. Am deseori dialog cu ei, dezbateri, cât se poate. Dar să știți un lucru. Noi nu putem fi salvați fără pocăință. Maria n-a putut fi salvată fără pocăință. Fecioara Maria, cea mai curată persoană, cea mai vrednică persoană, persoana în fața căreia îngerul a zis, plecăciune ție, femeie. Nu va veni niciodată un înger să zică lui Jivan, plecăciune ție. Probabil va veni și va zice, Jivane, pocăiește-te. Și ăla e un mesaj din partea lui Dumnezeu. Că mai auzi pe unii, am văzut un înger alb și mare, care a venit la mine și mi-a zis, plecăciune ție, că tu ești... Te punem în biserică în față și... Știți ce spune Maria? Mi se bucură sufletul în Domnul, Mântuitorul. Cum adică, Maria, dar tu ai nevoie de Mântuitor? Tu ai nevoie de Salvator? Tu ai nevoie să fii absolvită de vină și de păcat? Sufletul ei nu se bucură de petrecerile lumii. Mi se bucură sufletul în Domnul, Mântuitorul meu. Astfel, dragilor, fără pocăință nu există mântuire. Putem să fim morali. Putem să fim oameni care au beneficiat de o educație aleasă. Cultivați, educați, specialiști în litere, în filozofie, în ce vreți dumneavoastră, în diferite arte. Fără pocăință nu există mântuire. Maria a avut nevoie de un mântuitor și a zis, mi se bucură sufletul în Domnul, putea să zică mântuitorul vostru, dar a zis mântuitorul, mântuitorul meu. Maria cântă despre faptul că are nevoie de un mântuitor. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Mântuitor, dragilor, mântuitorul meu înseamnă Dumnezeu mă eliberează din păcat și întuneric, mă ajută în toate domeniile vieții, dar mai ales mă duce în împărăția lui veșnică. Mergem mai departe în dimineața aceasta și o să prezentăm un lucru care este deosebit de important. Fiecare creștin trebuie să experimenteze cu Dumnezeu. Fiecare creștin trebuie să aibă momentele lui cu Dumnezeu. Fiecare creștin nu trebuie să se relaționeze în relație cu păstorul, cu slujitorii, cu... Fiecare creștin are o experiență personală. Are experiențe personale cu Dumnezeu. Fiecare creștin dobândește cunoaștere spirituală și experimentează cu Dumnezeul atotputernic. Bătrânica de la țară care n-a făcut școală și este credincioasă lui Dumnezeu, ea are experiențe cu Dumnezeu. Aleluia. Și ea spune, El este Dumnezeu, Mântuitorul meu, l-am experimentat azi dimineață la rugăciune. Atunci când m-am rugat, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a ridicat Duhul, mi-a ridicat viața, mi-a binecuvântat familia, mi-a dat putere să merg mai departe. Fiecare creștin trebuie să experimenteze cu Dumnezeu pentru că nu putem să zicem în dimineața aceasta că noi umblăm cu Dumnezeu fără experiențe personale. Știți ce a spus Maria? Cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine.
Este cineva în dimineața aceasta care poate să spună: Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Mă ridică Duhul în dimineața aceasta. Sunt cuprins de bucurie și de credință pentru că Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru mine. A rupt lanțurile robiei. A spulberat puterea păcatului și a morții. M-a adus înapoi împreună în relație cu Tatăl meu, cu familia, cu Biserica lui Hristos, cu acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu. Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine și a făcut lucruri mari pentru dumneavoastră. Brațul lui Atotputernic ne-a ridicat din impas, din moarte, din încercare, din boală, din neputință, din probleme, din faliment. Creștinul experimentează zilnic cu Dumnezeu. Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Dragilor, încheiem în dimineața aceasta tot uitându-ne spre viitor. Ce credeți dumneavoastră că ne rezervă viitorul? Răzvan, te rog să vii că o să încheiem. Ce credeți că ne rezervă viitorul? Pe ce vă clădiți viitorul? Pe știri? Pe puterile dumneavoastră limitate? Pe relațiile pe care le aveți? Eu am multe relații, să știți. Foarte multe relații. Am mulți prieteni. În zone de influență am foarte mulți prieteni. Dar nu mă bazez pe nicio relație. Îi respect pe toți, îi admir pentru chemarea lor, dar nu mă bazez pe nicio relație de genul acesta. Mă bazez pe Dumnezeu și pe promisiunile Lui. Pe Dumnezeu și pe promisiunile Lui. Când priviți spre anul 2024, ce vedeți în orizont? Pe Iisus. Pe țărmul anului 2024, ce vedeți? Pe cineva care vă așteaptă cu grătarul pus, cum i-a așteptat pe ucenici? Pe cineva care ne va călăuzi în tot destinul nostru spiritual? Pe cineva care a lansat cuvântul și s-a dus acolo să fie și să ne pregătească un viitor și o nădejde? Pe cineva spre care te uiți și îl vezi acolo stabil în promisiunile sale? Anul 2024 nu va fi anul partidelor politice, de stânga, de dreapta. Nu va fi anul democraților, a republicanilor, a liberalilor. Anul 2024 va fi anul Dumnezeului nostru și al promisiunilor sale față de noi. Pentru că nu putem avea viitor fără temelia promisiunilor lui Dumnezeu. Dragilor, credință, cunoaștere. Dumnezeu să ne ajute să continuăm studiul Scripturilor. Mulțumire, satisfacție în suflet. Vom fi oameni extraordinari în relațiile noastre. Există multă cârtire, multă frământare, multe vorbe de ocară în relațiile noastre. Am ajuns într-o situație în care, înainte când priveam la oameni, vedeam toate minusurile lor. Eram expert, eram contabil expert și vedeam toate păcatele, toate minusurile, toate lipsurile. Am ajuns acum să văd ce va face Dumnezeu din oamenii respectivi. Am văzut că, sigur, nu la cei care se joacă cu păcatul într-un mod voi se complac în... Nu discutăm despre oamenii aceștia. Discutăm de cei care au eșecuri, căderi și își plâng păcatele. Dumnezeu îi va ridica. El i-a introdus într-un proces de creștere, de maturizare spirituală, de desăvârșire. Nu putem avea viitor, dragilor, fără temelia promisiunilor lui Dumnezeu. Știți ce a zis Maria? Și-a adus aminte de îndurarea sa, după cum făgăduise părinților noștri.
și adu-ți aminte, Doamne, de noi în dimineața aceasta. Adu-ți aminte de biserica ta. Adu-ți aminte de cuvântul pe care l-ai rostit. Majoritatea oamenilor, uitați-vă în rugăciunea lui Neemia, știți ce face Neemia? Doamne, Tu ai spus. Tu ai spus. Când nu reușesc să duc o promisiune la timp în casă și o întârzi din anumite motive, copiii mei vin și îmi spun, Tu ai spus că vei face lucrul respectiv. Și sunt obligat să-mi duc promisiunea la capăt. Noi spunem în dimineața aceasta, Doamne, Tu ai spus. Tu ai rostit cuvântul. Tu ești Dumnezeu. Și a adus aminte de îndurarea sa după cum făgăduise părinților noștri, față de Avram și față de sămânța lui în veac. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În versetul 50 Maria spune, îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Peste cei ce se tem de el. Am ascultat un gând zilele trecute pe internet și mi-a plăcut tare mult. Cât de importantă este poziția noastră în calitate de părinți. Spunea un pastor de la noi din țară că în toată istoria Scripturii, atunci când copiii s-au abătut de la calea Domnului, Dumnezeu a ținut cont de trăirea părinților. În textul acesta găsim față de promisiunile pe care le-a rostit Dumnezeu părinților voștri. Și când tu ești un părinte care trăiește în credință, în cunoaștere spirituală, în mulțumire, aprofundezi Scriptura, trăiești într-o atmosferă biblică, când copiii, dacă se vor abate de la calea lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu este pregătit să manifeste justiție împotriva lor, Dumnezeu își va aduce aminte de tine. Își va aduce aminte de dumneavoastră și va spune în felul următor, datorită părinților tăi, îți mai dau răgaz să te pocăiești. Datorită mamei tale care s-a rugat, datorită tatălui tău care s-a rugat, datorită părinților voștri, încă vă țin în viață. Că dacă n-ar fi fost părinții voștri, v-aș fi spulberat în judecata și în mânia mea. Deseori Dumnezeu a spus în Scripturi, datorită părinților voștri pentru că am avut o relație cu ei și ei au avut o relație cu mine și lor le-am făcut o promisiune. Care-i promisiunea? Îndurarea lui se va întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. Peste copiii noștri, dacă se vor abate de la calea Domnului, Dumnezeu își va aduce aminte de trăirea noastră cu El. Și le va zice acestor copii, uite, manifest încă îngăduință față de voi pentru că am avut o relație cu părinții voștri. Pentru că acești părinți ai voștri m-au adus în casă, m-au cinstit, s-au închinat înaintea mea. Binecuvântat să fie Domnul. Vă invit cu respect să vă ridicați. Haideți în dimineața aceasta, dragilor, să fim cuprinși de bucurie în prezența lui Dumnezeu. Să fim cuprinși de recunoștință, de credință. Să ne punem în inimă, dragilor, să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Să-l aprofundăm. Să creăm atmosferă biblică în casele noastre, în sufletul nostru, în bisericile noastre. Să ne fundamentăm credința pe Hristosul Scripturii, nu pe Hristosul culturii. Că nu mai facem distinția între un Hristos care e și Moș Crăciun, care e și vrăjitorul din Oz, care e orice, dar nu mai este Hristosul Scripturii. Vrem să-L cunoaștem pe Hristosul Scripturii, să-I dăm cinstea Lui, închinarea Lui și să lăsăm pe El să ia viața noastră săracă și să o încarce de divin, de Duh Sfânt, de explozie, de cântări, de închinare, de adorare, de cuvinte alese la adresa Lui. Când Duhul Sfânt se coboară, se realizează ceea ce s-a întâmplat în viața fiilor lui Core, care au zis în felul următor, O, Doamne Dumnezeule, clocotește în mine, Doamne Dumnezeule, o dorință puternică, Doamne Dumnezeule, să aduc cea mai bună laudă la adresa Ta. Cuvinte pline de farmec, de încântare, cuvinte nobile, cuvinte magistrale, Doamne, pentru persoana Ta, pentru măreția Ta, pentru slava Ta, Doamne Dumnezeule.
Și nu doar cuvinte pline de încântare și de farmec, Doamne, ci și atitudini pline de încântare și de farmec la adresa Ta. Pentru că ieri vorbeam despre acea categorie de oameni care este încântată de adevărata semnificație a Crăciunului prin închinare și prin adorare. Să ne închinăm împreună cu rugăciune. Te binecuvântăm, Doamne, și îți mulțumim. Glorie ție, Doamne. Invit grupul de închinare să vină aici în față și să încheiem cu cântec această zi frumoasă de sărbătoare. Hristos a născut în lumea noastră. A ajuns până la noi în anul 2023 și este prezent aici. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este cu noi. Haideți în dimineața aceasta să cântăm acest cântec care spune Aleluia, Dumnezeu coborât printre noi. Aleluia, Dumnezeu coborât printre noi. Aleluia, harul Său revărsat peste noi. El e aici cu noi. Și dragilor, cea mai bună atitudine și cele mai frumoase cuvinte la adresa Lui. Dacă Maria a scris, a compus frumos, și noi suntem chemați aici să fim o declarație de laudă la adresa Lui Dumnezeu. Trăim frumos ca în timpul zilei. Și când oamenii ne vor vedea, Îl vor vedea pe Hristos. Și vor spune și ei, Aleluia, slavă Domnului!